Eu ne-a saca om de armată, ca să zic așa, a cunoscut toate rangurile, a avut multe, multe obligații, între altele, la negocierile NATO a participat direct în calitate de inspector general al forțelor terestre în armata română, dacă mai greșesc. Nu, inspector general al armatei, dar nu ca să mă laud. Am întregi armat. Nu, există o titulatură da. Care trebuie să mai și citești. Ca să... Nu, ce scuze, nu. Nu, eu am spus, dacă am greșit, totuși acest lucru este foarte împurător pentru noi, cei din clasele, absolut, promoțiile, trei clase din 1966, când nu începuseră încă zilele Călinescu, această clasă care am înțeles de la studiu că se vor întâlni la anul, nu? În jumătate de veac. Este un lucru... Păi, trei suntem aici, domnule. Stelică... Da. Bun, Dan Covăceanu ajunge? Vă pun o întrebare de memorie. Vine și da? Vine și Dan, da. Da, avocat de București. Nu, cam toată promoția a făcut câte ceva extraordinar. Dacă o să avem pe... Ida Ierimia, Marlena Timaru, sigur. Să uităm nici fetele. Da, Ida. Nu le-ai uitat niciodată? Nu. Îndrăznesc să adaug că recordul acestei promoții în 1966 au fost foarte mulți admiși la facultate, un procent mai mare decât în toți anii anteriori. Mă rog, și viața apoi ne-a părțit pe toți peste tot. Un liberal foarte simpatic, ați fost. Mihai Scutaru. Da, un băiat excepțional. Și atâți alții. Păi, când o să ne întâlnim, dacă reușim să ne vedem, ar fi foarte interesant. E, nu-mi convine. Da. Alături de profesor cercetător, este tânărul nostru colaborator, e vorba de Bogdan Roman Daș, doctor în istorie, doctoratul la Iași, marele profesor și istoric Gorovei de la Iași, cunoscut pentru valoarea lui. Domnia sa ne va onora și la simpozionul de mâine de istorie. Noi, dragul Bogdan, suntem mai din coace, adică ne-am întâlnit mai recent, dar ce frumos este că ne putem aduna din mai multe generații și încerca să susținem ce ne propunem aici. Mai la distanță așa, tăcut și îngăduitor cu toată lumea, dar atent la tot ce se întâmplă, este domnul Corneliu Lupeș, cercetător principal la Muzeul Național al Literaturii Române, autor de cărți, un inițiator de proiecte interesante și sperăm să ne onoreze și el cu câteva contribuții la această ediție. Și nu vom uita pe domnul Cornel Galben, om care are stagiul acela de cenat, membru al cenatului din Rănești, după care s-a mutat la Bacău și a făcut acolo niște lucruri speciale, a condus, am înțeles, publicația Deșteptare o vreme, a fost chiar șeful, imediat după Revoluție, acestei publicații importante pentru Bacău și ceea ce ne-a plăcut foarte mult. Când am auzit, am citit, am mai și văzut din
isprăvile domniei sale, în sensul cel mai bun al cuvântului, este un editor strălucit, cunoscută editură Corgal Press, cu zeci de cărți, cu tot felul de colaboratori din toată țara. Ne-a bucurat foarte mult. Este un reporter, un autor de interviuri, 5, 6, 7, niciodată nu spun prea mult, volume de portrete de oameni importanți din zonă, indiferent din ce domeniu. Cu o modestie extraordinară, cu o activitate foarte, foarte serioasă. Este membru al filialei Bacau, Uniunii Scriitorilor. Și noi ne amintim însă de acele zile de început, când eram toți aici și când făceam câte un pas, ca să ajungem la zilele Crăinescu de astăzi. Dacă mulțumim televiziunilor care au ajuns la noi, asta înseamnă că sunt interesate de cultură, de literatură și mai ales de profesionism în fiecare domeniu. Și asta ne încântă și ne simțim susținuți. Văd pe prietenii mei, pe colegul Vasile Iepure, colegul Aristotel pe distinsul meu coleg Gheorghe Vidrașcu, aici în rândul importante, unde vin de zeci și zeci de ani cu acea emoție că mai avem de făcut, mai trebuie de și așa mai departe. Cei mai buni colaboratori la această ediție sunt și ei pe baricade. Îl văd pe colegul Gabriel Fornica Livada, omul care a găsit timp să facă și fotografii, să ne mai sprijine și cu lucruri neașteptate, prozaice, dar atât de necesare, uneori esențiale. Era pe aici și Vasile Oprea, tot așa un soldat, nu pot să-i numesc altfel. Domnul Tristea, vechi pe vremuri chiar de-al casei, domnul Tudor Sandu, dramaturg și, cum să zic, un om care a pus odată în încurcătură cu un titlu de piesă de teatru pe directorul unui teatru, sau, mă rog, secretarul general, care și-a luat concediu o săptămână de studii să vadă despre ce e vorba, zicea el, în titlul acelei piese. Piesa, eu mă amintesc, Aferentația inversă. Îmi amintesc, nu? Păi, un domn de la un teatru și-a luat concediu, a fost după aceea criticat. Carol Isaac, nu știu ce e. Cred. Așa se întâmplă. Deci, iată, toți oamenii suntem aici. Văd acolo un chip, Ion. Bună. Bine, Ioan, te-am văzut puțin în ceas, să te rog să mă ierți. Dar mă bucur. Domnul inginer care am conversat ieri, excelent. Iar chiar în clipă, când ne vorbeam de Mihai Șora, și în clipa aceea a sunat telefonul. La telefon, Mihai Șora. Omul care are acum 99 de ani. Și sperăm să-l mai avem printre noi. Să-i sărbătorim 100. Să-i dea Dumnezeu. Cam atât. Vreau să spun, dacă am uitat ceva, dacă am omis ceva, Ion Morar, care are și el un mereu un ghineon, totdeauna este uitat. Da, el ține minte și mai adaugă el ce trebuie. Așa zis, foarte activ, foarte serios și el ziarist. Deosebit de talentat.
poet sensibil și chiar scrie și proză și este peste tot. Și el, ce se întâmplă? E informat, știe în fiecare secundă ce se întâmplă în putare lor. Și în afară și pe aici. Îi mulțumesc, vă mulțumesc. Suntem prieteni pe Facebook. Și intrăm în sfârșit în, lucru, formula de lucru. Am mutat ceva, vă rog, faceți un semn. Vlad, ceva nu ne va vorbi despre spațiul expozițional. Trebuia să spun, acest spațiu care aparține fundației este o donație făcută de un mare om de cultură, membru de onoare a fundației, inginerul Ovidiu Budeanu. Deci despre acest spațiu unde avem patrimoniul Călinescu și expoziția contemporană. Deci, mai mult nu zic, că ne spune cel care se percepe și cunoaște mult. Unul dintre actele consacrate de înțelepciune este alegerea locului și definirea lui, felul în care îți definești, îți alegi, îți definești locul, este de natură să te caracterizeze pe de-o parte și să te definească pe viitor. Mai mult decât atât, să te formeze pe viitor. Este bine cunoscută teza lui Leo Frobenius. Între timp atât de bine argumentată, că spațiul are valoare conformativă. Noi am trăit perioade în care au existat mari eforturi, nelăudabile eforturi de distrugere a naturii spațiului nostru. Și, din păcate, acest fapt se întâmplă în continuare. E o mare a răului care ne privează de șansa de a fi armonici în raport cu lumea pe care o avem. Ori recomand celor din Onești că atunci când au un sentiment de tulburare, de confuzie, să vină aici la Fundația Călinescu și să stea 10 minute, o jumătate de oră, cât poate. Va ieși reculeț ca dintr-o biserică, pentru că energiile angajate aici sunt de natură să restabilească echilibrul în fiecare dintre noi. Și mă voi referi, pe de-o parte, la colecția lui George Călinescu, de obiecte și de pictură. Calitatea lor și felul în care s-au stabilit relațiile dintre aceste obiecte e de natură să ne ajute să rămânem în propria noastră lumină. De asemenea, sunt aceste lucrări pe care le vedeți pe pereți, care sunt ale unor diferiți artiști, de la Constantin Berdilă, unul din marii prieteni pe care i-a avut această fundație și acest oraș, autorul mozaicului extraordinar, un mozaic de la sala Nadia Comăneci, la acest mozaic de aici, de la fundație, și, și mai tineri și mai puțin tineri artiști plastici.
Evident, toate aceste lucruri, acest nucleu, această bornă de rezistență la ceea ce am spus mai devreme, marea răului, nu ar fi fost posibilă fără această energie calmă, tenace, a domnului profesor Ciobanu. Domnia sa nu numai că ne-a format de noi, o bună parte dintre noi, și ne-l asumăm în continuare ca mentor, dar în această formă, prin această fundație, prin calitatea pe care a impus-o, prin criteriile de exigență pe care le-a exprimat aici, oferă acestui oraș un spațiu de reenergizare și poate nu atât reenergizare, cât de reclarificare, recalificare energiilor din fiecare dintre noi. Cred că asta este dincolo de anuarele manifestări ale zilei Călinescu, de omagierea acelui, pe drept cuvânt, considerat cel mai important critic literar român, și nu numai critic literar, vocația acestui centru este aceea de a oferi o șansă, din acest punct de vedere, locuitorilor acestui oraș. Eu mă simt onorat, privilegiat în faptul că în anumite momente mi-a dat șansa să adaug și eu energia mea la acest efort, la construcția, până la urmă, privită în întregul ei, această manifestare este o adevărată catedrală, este cea mai veche manifestare de tipul ăsta din țară. Eu învățând din acolo la București, toată lumea vorbește în termenii cei mai laudativi despre această manifestare. Și sunt bucuros că și colegii mei, noi artiștii plastici, până la urmă Călinescu a avut și el aceste preocupări, putem contribui la alcătuirea acestui spațiu privilegiat. Vă mulțumesc încă o dată, domnului profesor, pe această cale, pentru tot ce a făcut. Și dumneavoastră vă mulțumesc. Uitasem ceva, uitasem pe prietenul meu, Dan Dumitrescu, care ne-a făcut azi cea mai frumoasă surpriză. Ne-a făcut această vizită și asta ne întărește mult, îi mulțumim, e un sclipitor acolo de bucurie. Alături și de domnia sa am parcurs acești ani mulți de până acum. Îi mulțumesc foarte mult! Și acum, cu voia domnului Dorin, o să trecem la desfășurător, adică să vorbim despre ce ne-am propus în acel mic program. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mă bucur și eu că este în sală domnul Dan Dumitrescu, pentru că îmi se începe făcându-l pe fiul dumnealui Bogdan Dumitrescu, care este un excelent prozator și mai ales este un foarte bun, am înțeles, cum se spune ăștia, actori în PR și în publicitate. Cred că dacă Bogdan Dumitrescu ar fi aici, l-aș fi pe domnul Constantin Tehea Ciobanu pe post de PR, pentru că este cel mai perfecționat PR pe care am avut în viața mea. Practic, acest om a reușit să facă o minune, a pornit de la zero absolut și a ajuns la această minune pe care o vedem tuturor ochii noștri.
Practic am văzut mai devreme și am înțepărit când am văzut manuscrisul scrinului negru aici, în această mică vitrină, mai încolo sunt tot felul de ediții Călinescu, obiecte rare care aparțin lui Călinescu, deci a făcut din Onești, practic, orașul lui Călinescu, ceea ce este cu totul uluitor, pentru că, în realitate, Călinescu nu a avut foarte multe lucruri de a face cu orașul Onești. Deci, în acest moment, când spui George Călinescu, te gândești la Onești în primul rând. Și aici vreau să felicit absolut toată lumea prezentă în sală și toți cei care, din generațiile anterioare, care l-au sprijinit pe Vlad Ciobanu să producă această minune și această, cum spunea Vlad Ciobanu mai devreme, catedrală a spiritului călinescian în România, nu numai în orașul Onești. De aceea, cred că primul omagiu care trebuia făcut în această zi este cel pentru domnul Constantin Tihar Ciobanu, este concitadinul dumneavoastră și cred că merită toate onorurile cu putință în acest oraș. Acum să trecem la ordinea de zi, cum se spune ședințele de ieri și de astăzi, cu prezentarea unor reviste. Și am să încep cu o revistă care mie mi-e foarte dragă, se numește revista Acolada. Și mi-e dragă pentru că într-un moment în care nimeni nu se mai ocupă de presa scrisă, această revistă a reușit să supraviețuiască vreme de 9 ani din simplul entuziasm al unui om de afaceri. Nu există niciun fel de sponsor al revistei, nici Consiliul Județean, nici Ministerul Culturii. Toată revista chiar mi-a fost interesat să nu greșesc și m-am uitat la început să văd dacă are pe cineva care se menționează, nu are pe nimeni. Practic, domnul Radu Olmeanu, care este director general al revistei, este și cel care o sponsorizează 100%, apare cu regularitate de ceasornic, n-a întârziat nici o lună de pe piață, ba chiar își poate plăti și colaboratorii cu sume simbolice, 30 de lei pe un articol, dar oricum importantă este intenția și faptul că ea merge mai departe. Și cu această foarte modestă contribuție financiară pe care acordă colaboratorii, vreau să vă spun că revista Acolada beneficiază de cele mai bune semnături din țară. Practic aici scrie număr de număr Alex Ștefănescu, Gheorghe Grigorcu, care este directorul revistei și pe care nu-l poate refuza nimeni. Deci, în momentul în care cere Gheorghe Grigorcu un articol, nu poți să-l refuzi. Mai scria la Luca Pițu, chiar în săptămâna în care a murit, a avut articolul lui obișnuit în această revistă, el a scris în fiecare număr al revistei Luca Pițu. Mai sunt în funcție, nu chiar întotdeauna în fiecare număr, dar mai scrie Ana Blandiana, Barbu Cioculescu, scrie destul de frecvent, Radu Mareș, deci există niște semnături de prima mână într-o revistă care apare la Satul Mare în condiții destul de modeste, dar care, prin valoarea semnăturilor, este una de primă mână în publicistica română. A doua revistă pe care o vedeți este una cu numai multe greutate și la propriu și la figurat, este revista Viața Românească, la care și eu scriu număr de număr. Această revistă a apărut în 1906, a fost fondată chiar la începutul secolului de Constantin Stele și Garabestu Preileanu. Este o revistă a unui scriitorilor care are alte condiții. Bine, aceste alte condiții sunt și în bine și în rău, pentru că viața politică, fiind destul de trepidantă și sursele de finanțare a revistei oscilează, deci, practic, a apărut foarte greu anul ăsta până la numărul 5-6, deci a fost 3-4 care a apărut prin martie-aprilie, apoi n-a mai apărut nimic până luna asta când a apărut 5-6 și 7. Deci apare o apariție destul de puțin previzibilă, care este în funcție de mersul economiei, de viața politică și de alte lucruri. Acum înțeleg că Ministerul Culturii a donat, a făcut un fel de lege prin care va fi subvenționat număr de număr și în acest fel va prea regulat în fiecare lună, ceea ce este o veste foarte, foarte bună. În această revistă, care este condusă de poetul Nicolae Prilipceanu, el este redactor șef al revistei, sunt de asemenea oameni de tot felul, de la Mihai Zanfir la Parujan Vâncânian. Deci tot ce poate cuprinde establishmentul literar, cultural, la rândul scriitorilor, din toate orientările, din toate valorile, sunt prezenți în această revistă. Acestea sunt cele două revistă pe care am dat. Bine ne-am regăsit la 47-a ediție
ani mult și puțin, cum ar spune concitadinul nostru Ștefan. Cea mai longevivă, într-adevăr, manifestare culturală, alături de un concurs pentru cei, nici să spunem, de la Mălin, la Beș, tot în 68, concursul la Beș tot atunci. Deci sunt cele două puncte de refer în cultura noastră actuală. Îmi permit să evoc un mare absent aici domnul Aleș Ștefănescu, care spunea, cred că a vrut 3-4 ani prin România literară, cad guverne, vin inundații, cutremure, se întâmplă totul pe lumea aceasta, numai profesorul Ciobanu merge mai departe, imperturbabil, cu edițiile sale. Sunt cu totul de acord și cred că puteți și dumneavoastră să fiți la fel de acord. Și mă felicit că puteți să țineți manifestarea la cel mai înalt nivel. Eu am venit să vă prezint o singură revistă, Ateneul. Acum un an prezentam numărul jubiliar. Jubiliar înseamnă 50 de ani, deci erau 50 de ani de la seria nouă, 1964, Radu Hârneci. Acum avem, nu pot să spun jubileu, avem 90 de ani de la fundarea revistei, în 1925, Grigore Tabacaru și cu, desigur, George Bacovea. Anul ăsta, deci avem 51 de ani de la seria nouă. Și îmi amintesc că venea să... Am zâmbit, în fond, în primăvară a fost prin Adjud, nu știu dacă este cineva prin Adjud, acolo prin primărie, este un copac, nu mai știu numele în latină, și scria de desubt mare 51 de ani. Prima dată am zis ar trebui să-l înfrățim cu revista Ateneu, dar după aia mi-am zis, Dumnezeule, sunt mai bătrân decât copacii centenari. Așa. Dar revenim la ultimele numere, am luat de la redacție, eu nu sunt membru redacție, țin să precizez lucrul acesta, dar dacă vreți sunt un simpatizant, un colaborator din 1990. Cei din redacție, colegii vă transmit toate cele bune, Carmen Mihalache, redactor șef, secretar general de redacție Radu Ștefan, apoi Adrian Gicu, Marius Manta, Violeta Savu, Dan Perșa. Numărul din martie are pe prima pagină, iată, un articol amintindu-mi de Sergiu. Este fostul redactor și redactor șef al revistei din 1990 până prin 2000 și ceva. El, practic, m-a debutat în revistă, nu este debutul absolut, dar oricum de atunci m-am ținut aproape număr de număr, în cei 25 de ani și nu o să-mi iert niciodată faptul că nu l-am condus pe ultimul drum pentru simplul fapt că nu am știut, eu neavând, nefiind prezent pe rețelele de socializare, necitind ziarele, n-am avut de unde să știu că l-a părăsit cred că pe 26 februarie. Un om care îi păstrez o frumoasă amintire. Celelalte, desigur că sunt consecvente în ceea ce ține de colaborările permanente, Carmen Minalache, desigur, redactorul șef, apoi Adrian Jicu, cu Cronica Literară, Elena Ciobanu, Ion Fercu, Ionel Savitescu și toți ceilalți, mai mulți sau mai puțin, aproape fiecare număr, Gheorghe Iorga, Dan Petrușcă și unele semnături dispar, apar unele noi, bine, m-am uitat să menționez pe Dicmânceanu, nu îi mai văd semnătura lui C.D. Zeletin, în schimb văd altele noi, văd semnătura istoricului literar Nicolae Scurcu, a lui Ștefan Ion Ghilimescu și altele. Așa se întâmplă totdeauna, unii ne mai părăsesc, alții vin și continuă. Și semnături chiar și mai noi, Silvia Munteanu, văd aici Teodor Codreanu, iată, vine din timp în cer cu câteva contribuții. Văd aici în ultimul număr, pentru că am mai multe. Cred că ăsta este, pe iulie august. E prefațat de critica feminină, Andreea Milonescu, care era pe jur, dar prevestește ceea ce se va întâmpla pe data de 8 octombrie, 9 octombrie, este vorba despre zilele revistei Ateneu.
dedicate în întregime literaturii feminine. Toate premiile vor fi acordate femeilor. Nu știu ce va fi anul viitor, cui se vor acorda, cine va veni la rând, dar dacă acesta este anul femeilor, deja se știe cam cine va lua premiul, nu vă spun lucrul acesta, deja trebuie să pregătesc un laudațiu, dar rămâne să veniți dumneavoastră cine este interesat. Eu v-aș recomanda, dacă este vorba, că sunt și eu colaborator de atâta timp, cred că în luna martie, februarie-martie, am scris ceva cu cerneală simpatică despre Lenin, am găsit niște lucruri foarte interesante și cred că o să le duc mai departe, cam ce se scria din anii 50 despre Lenin, înainte de 50 și după 50, după moartea lui Stalin, cum apar unele nume, dispar unele nume în momentul dispariției și lui Stalin. Despre cerneală simpatică, nu că aș scrie cu cerneală simpatică și nu au scris nici alții cu cerneală simpatică, pentru că știți, cerneala simpatică se vede în anumite condiții, dar e un fel de cerneală care este colorată, desigur, în primul rând, ideologic. Ei, cam astea sunt. Cei care citesc revista știu foarte bine rubricile și vă invit la lectură. Câteva numere le-am distribuit, mi-am păstrat pentru a le prezenta ca atare, dar desigur că există și colecția și există și pe internet. La revista Ateneu sau vedeți arhiva din 2009 și puteți citiți direct pe internet. Vă mulțumesc și încă o dată mă bucur că ne-am revăzut. Dacă cineva din sală dorește să spună ceva, să spuneți. Aveți reviste prin zonă sau ceva, că aveți reprezentul? Eu am un mandat de la domnul profesor Dan Sandu, poetul Dan Sandu, care este cunoscut și care nu poate să vină acum pentru că este la ore, ca să vă spun că la Slănică apare un ziar, revistă, Izvorul numărul 1, pe care îl conduce și el și părintele Ilie de la Slănic și care are bune intenții, în special să-l promoveze și pe universitarul bucureștean Valeriu Filimon, căruia i-a dedicat niște articole, dar și o să apară, probabil, comemorativ și Plăcuța și școala să se intituleze Școala din Cerdac, Școala Valeriu Filimon. În altă ordine de idei, aș mai spune un lucru care mie mi se pare extraordinar. Domnul Serghei Coloșencu, pe care vă gândesc că îl cunoașteți din altele premiul Mircea Critic anul trecut, premiul Călinescu. Mircea, nu? Nu, e Mircea, fratele domnului Mircea Coloșencu, care este și editor la editura Sfera Bărlad și care, între altele, este un fel de universitate în diversitate, ultima carte, Cronica Rebusistă, face un concurs de rebus anual la Piștoaia, între Cărăstrău și Poituz, și Hârja. Și spun lucrul acesta pentru că este extraordinar, peste 100 de cărți, broșuri, pe care le-a tipărit, și cu diverse aspecte înveți literatura, efectiv înveți literatura din careurile propuse, din ceea ce ne și întrebări din literatură. Da, o dată sunt definiții și așa mai departe, deci inclusiv din scriitori aparent uitați de literatură, dar care au avut un rol deosebit în istoria literaturii noastre. Sigur, se pot spune mai multe, dar mulțumesc mult mai multe de... Aș spune și eu ceva. Mă bucur, doar vorbesc
că ați adus în discuție numele profesorului Valeriu Filimon. Mi-a fost profesor de teoria literaturii și de politică la Universitatea din București și îmi amintesc cu drag un om de o moralitate ireproșabilă și ce am învățat de la el, în primul rând, de la fiecare dintre profesorii noștri învățăm câte ceva. Ce am învățat de la profesor Filimon este acela următor. Trebuie să citești o frază de foarte multe ori până îi dai drumul să meargă într-un text. Un admirabil stilist a fost Valeriu Filimon, fiul de preot de acolo, din la dumneavoastră, și mă bucur această inițiativă. Nu eram programat printre vorbitori, dar mi-am permis să iau cuvântul, fiindcă mi-am dat seama că ne aflăm în miezul problemei. Deci, înțeleg că dezbateți problema culturii locale. Aș începe așa cu o mică, foarte mică digresiune istorică. Mi-am amintesc când citeam despre Goethe, despre toată perioada aceea în care, sigur, Germania nu era unificată, dar viața culturală însemna, nu, o extrem de intensă trăire spirituală și fructificată în cărți, în obiecte, în picturi, în compoziții muzicale, în fiecare ducat, în fiecare comitat. Practic, noi asistăm acum și la o consecință bună a acestei atomizări în care a intrat societatea românească, în sensul că începând de la lucruri cum ar fi televiziunea, dar sigur că presa dinainte avea această putere de acțiune într-un spațiu anumit, televiziunea a început să se extindă, ați văzut, a dispărut monopolul capitalei, fenomen care se extinde din ce în ce mai mult și în ceea ce privește expozițiile de artă plastică și formațiile de muzică, apoi toată multitudinea asta extraordinară de festivaluri care au apărut peste tot, după părerea mea, este un semn bun, chiar dacă nu întotdeauna îl onorează în altă calitate. Încet, încet asistăm la acest fenomen în care monopolul metropolei se volatilizează. Personalități a căror existență, parte strict materială, depinde de un anumit loc, nu? Poate că sunt undeva profesori sau medici sau au alte profesii, le este greu să se desprindă de acel loc, nici mai nu mai trebuie să o facă, fiindcă, nu? Și acolo unde sunt, ei pot deveni niște personalități. Apoi mai intervine toată această extraordinară circulație a informației și a netului și a tot. Gândiți-vă la un lucru de detaliu. Spre exemplu, într-un sat, un copil poate că nu vedea niciodată Bucureștiul sau Marea. Nu, vreau să spun devenind apoi adult. Astăzi, nu, sigur că e vorba de imagine virtuală, dar el deja, universul lui vizual s-a răgit extraordinar, informația e la fel. Deci, cred că, după părerea mea, aceasta este direcția, așa cum, după momentul ăsta violent al tendinței de globalizare a apărut conceptul multiculturalismului, deci, dacă acest fenomen în plan global se întâmplă așa, cred că și în planul statelor, în plan național, încet, încet vom asista la o redistribuire a influenței și că nu va mai da întotdeauna tonul metropola și acest cuvânt peorativ, oarecum de provincialism, așa cum a spus și domnul Ciobanu, încet, încet poate fi înțeles și recitit și altfel. Mă rog, această mică digresiune am făcut-o fiindcă vreau să vă spun un lucru extrem de personal. Încă înainte de 2013 mă gândeam ce frumos ar fi cândva să fac un film lungmetraj pe video, fiindcă este un mijloc mult mai la îndemână și care nu presupune cheltuieli și amploarea financiară a unui proiect pe peliculă, să fac un lungmetraj pe video despre un oraș și în care să mă duc de patru, mă rog, mai multe ori, dar în patru anotimpuri, deci nu cu viteza asta și cu organizarea care se face de obicei, în care o echipă vine într-un spațiu, stă o săptămână, două de rațiuni financiare, nu stă mai mult, ci încropește, nu, un anumit fel de privire asupra unui spațiu. Fatalmente, nu, ce e o reducție, un lucru care nu poate să nu fie decât superficial, până la urmă. Și deci mă preocupa această capacitate de a face un asemenea portret de oraș în tradiția în care nu în literatură există un mare roman al lui Gărăi de Petersburg, există Paul Auster cu trilogia New Yorkului, există Orhan Pamuk cu Istanbulul, mă rog, și exemple pot fi numeroase. Deci e fascinant să intri în istoria și în viața unui oraș, plecând de la contemporaneitate și, sigur, cu toate prelungirile posibile în timp, mergând până la rădăcinile aproape, să zicem, legendare sau atestate vag istorie.
Și prima dată am demarat cu acest gând la Câmpul Lungu-Sfert, fiindcă s-a întâmplat acolo, mă rog, voia sorții ca să am o casă de vacanță. Sigur că am fost fascinat de istoria orașului, de faptul că acolo, credeți-mă, poate doar Clujul, Iașul, Timișoara, să aibă atât de multe scrieri ale unor autori locali care să exploreze istoria orașului. E adevărat că e o istorie generoasă, depășește vreo 100 de ani de atestare documentară, că acolo, după bătălia de la Posada, a fost prima capitală a țării românești, în sfârșit, inclusiv orgoliul lor. Ca o paranteză, l-au refuzat pe Carol I când a vrut acolo să facă pelerinaj. Deci, prima dată, fascinația a plecat de la acest depozit, nu? De istorie, de întâmplare, dar treptat accentul a trecut spre oameni. Și reușind să conversez cu foarte mulți dintre ei, oameni plasați pe tot felul de bariere sociale, da? Încet am găsit, deci, formula, ca să spun așa, adică cum pot să explorez, de fapt, în 100 de minute, un oraș. Și apoi m-am gândit, dar de ce n-aș fi stat un ciclu? Și am conturat un proiect care se cheamă Vocile Orașelor și m-am gândit la niște orașe cu care am o anumită legătură sentimentală. Deci nu m-am repezit pur și simplu la încerca să aplic intenția asta oriunde și oricum sau în funcție de faptul că sunt 4-5 orașe mai care sunt nu, orașele cele mai cunoscute din România. Și sigur că nu putea să lipsească unde știu în toată această structură, fiindcă în afară de anii foarte prime vieții în care am fost legat de oraș și perioada asta care pentru fiecare este importantă în viață, perioada liceului, deci între 1962 și 66, liceul l-am făcut aici, având, așa cum ați aflat, unul dintre profesori, pe domnul Constantin Teodor Ciobanu. Domnul Ciobanu, atât pentru mine cât și pentru prietenul Vlad, colegul meu de clasă, a fost fără a încerca să doar să-l flatez aici, fiindcă este cine este. Cu toată sinceritatea vă spun. A fost într-un fel, știți, în structurile alea de narațiune se vorbește mereu de o apariție, mă rog, mai mult sau puțin providențială, care venind în calea eroului, duce viața undeva. Asta s-a întâmplat prin cunoștința cu dumneavoastră. Adică a reușit să ne dea o deschidere, o încredere și în ce mă privește, prin contextul începutul de viață culturală și de cenaclu pe care atunci îl schița, fiindcă era încă un om foarte tânăr, l-am cunoscut pe Victor Kernbach, care la fel a fost pentru mine o persoană foarte importantă în acest drum către capitală, către lumea filmului, mă rog, către tot ceea ce înseamnă, să zicem, cultura mai înaltă. Revenind la ceea ce vreau să vă spun în mod direct, deci vreau să propun municipalității, așa cum am făcut-o și în celelalte orașe, acest proiect. El are un agreement din partea televiziunii naționale, deci ciclul ăsta de filme, perspectivă, poate să aibă difuzarea și prin televiziunea națională. Aceste 100 de minute au urmat să fie un fel de radiografie în istorie, în prezent orașului, în destine, în tot ceea ce ar putea să fie, într-o manieră deloc seacă, așa, ca de documentar plictisitor, ci mai degrabă, dacă ar fi să vă sugerez ceva, ar fi, să zicem, ceva din faimosul film al lui Fellini, Amarcord. Sigur că nu e vorba de o formă atât de subiectivă cum era Amarcord, dar intenția asta ar fi. Adică prin apropierea de oameni, prin felul în care oamenii privesc atât istoria orașului, cât și fenomenele recente și tot, eu cred că ar fi un proiect foarte interesant. Vedeți? Când spunem Câmpul Lungu cel 800 de ani, atestați documentarul, nu știu ce e, un oraș care nu are istorie. E așa și nu este așa. Fiindcă stați și gândiți-vă numai la cât de interesant și emoționant este acest proces în care, printr-o hotărâre de sus, se hotărăște că aici se face un oraș. Și tot